Deși funcționează ca alternativă la procesul în instanță de mai puțin de o lună, se pare că deja mulți giurgiuveni au înțeles avantajele medierii și apelează la cei doi mediatori autorizați din municipiu pentru rezolvarea diferitelor probleme cu familia, asociația de proprietari, partenerii de afaceri sau instituțiile bancare. Unul din cei doi mediatori, Petrișor Mustățeanu, ne-a declarat că până la această oră apariția acestei variante a avut un impact pozitiv, mai ales că oamenii doresc să își rezolve problemele cât mai repede și cu costuri minime. Foarte multe persoane în ultimul timp apelează la cabinetul nostru de mediere pentru că au conștientizat avantajele pe care medierea le oferă justițiabililor. În timp ce în instanță termenele sunt încă foarte lungi, foarte greoaie, taxele se timbrează cu 3%, știți foarte bine, la mediere toate astea sunt excluse. În plus, la mediere nu mai este nevoie angajarea unui avocat. În Giurgiu am fost surprins să observăm că dreptul familiei încă nu este foarte bine regăsit în mediere, iar oamenii ajung să folosească medierea în dreptul comunitar. Foarte multe asociații de locatari apelează la noi pentru a recupera datoriile de la locatari, dar în același timp și cetățeni care au neînțelegeri cu asociațiile apelează la mediere pentru a-și rezolva problemele, pentru a putea ajunge la niște plăți mai mici lunare către asociația de locatari. La cabinetul unui mediator autorizat, spețele care pot fi rezolvate sunt diverse și acoperă o paletă largă de categorii de drept. Medierea se poate aplica în aproape toate zonele justiției. În același timp se poate aplica și în dreptul familiei, pe divorț, partaj, încredințare minori, în drept civil, pretenții, revendicări, moșteniri, ieșiri din indiviziune, obligația de a face, drept comunitar, drept comercial, somații de plată, dreptul muncii. Cetățenii interesați trebuie să știe că informarea și consilierea sunt gratuite și că nu se percepe taxă de consultare. Deosebirea financiară între o instanță judecătorească și cabinetul de mediere este aceea că nu se plătește taxă de timbru, iar cele două părți nu au nevoie de reprezentarea unui avocat. Taxarea propriu-zisă se face exclusiv în momentul în care încep ședințele de mediere, un caz putând fi soluționat cel mai devreme într-o ședință sau cel mult în 3-4 ședințe. Onorariul este confidențial, dar mediatorii declară că este la jumătate față de onorariul perceput de un avocat. În prezent, medierea este opțională, dar din toamnă este foarte posibil să devină obligatorie ca procedură precedentă instanței judecătorești.